Bună dimineața! Sigur, un vibe bun, de ce nu? Luna în semnul vărsătorului, celălalt semn saturnian. Moment de echilibru, de înțelepciune. Lăsăm deoparte tristețe, amăreciuni, ne îndreptăm spre soluții, acțiune. Iată ce anunțastele pentru cele 12 zodii. Berbec, nu v-ați pierdut curajul sau entuziasmul, dar parcă pentru alegere importantă ați avea nevoie de sfatul cuiva mai în vârstă, al unei persoane experimentate. Poate că încep să vină fondurile pentru care ați aplicat sau vi se face o plată, ori primiți o primă de pași. Taur, un test pentru voi în sfera profesională sau afaceri. Poate că are șeful o însărcinare specială pentru voi, vi se cere părerea pornind de la experiența acumulată? Sau gândiți că nișa pe care ați detectat-o este suficient de serioasă, astfel încât să vă faceți destul de curând propria afacere. Gemeni, sete de înțelepciune. Veți căuta să lăsați deoparte emoții sau preferințe ca să judecați echilibrat o situație, o persoană. Iar dacă este nevoie, vă îndreptați spre un tratat, spre un compendiu, apelați la un profesor sau un îndrumător al vostru, oricum un cunoscător. Rac, faceți plăți, scăpați de restanțe sau de datorii sau poate că faceți un gest de caritate, oferiți un ajutor financiar. Poate că depășiți neînțelegeri de ieri legate de buget sau de direcția în care ar trebui să se îndrepte niște sume, cădeți de acord asupra condițiilor financiare și semnați un contract. Leu, discuții interesante, negocieri aprinse. Poate că este rândul vostru să puneți întrebări sau să veniți cu contraargumente, cu o contraofertă. Iar dacă totul se rezolvă, este posibil să ajungeți la o înțelegere pe termen mai lung, contract de muncă pe perioadă nedeterminată. Fecioară, o zi destul de plină, însă rezultatele se văd repede și sunt apreciate imediat. Puternică motivație interioară să descoperiți tainele unei situații sau ale unui fenomen. Poate că faceți niște probe, experimente, porniți de la câteva ipoteze și le veți studia pe rând. Balanță. Poate că într-o pasiune sau un talent al vostru întrevedeți potențialul unei afaceri sau vă propuneți să o acționați mai organizat, vă stabiliți un obiectiv și un termen. Este posibil să ajungeți la concluzia că cei mici au devenit suficient de mari pentru anumite explicații și exemple. Scorpion. Vă spune poate ochii pe niște lucruri sau aparatură care nu mai pot fi reparate și care nu au nici valoare sentimentală, astfel încât veți face loc pentru altele noi, frumoase, moderne. Poate că au părinții sau rude mai în vârstă nevoie de ceva și este peste mână să vă sune. Încercați voi. Săgetător. Vă înseninați, după o veste sau discuție de ieri, apar clarificări și confirmările dorite. Ar fi bine să mai chibzuiți asupra unei investiții mai serioase, să vă interesați de producător sau de vânzător, de originalitatea sau de valabilitatea unor documente. Capricorn, evenimente în sfera financiară. Vin niște bani, încasați un avans sau poate că faceți socotelile și constatați că aveți atât cât aveți nevoie pentru o investiție, o cheltuială. Deși nu ar strica să vă mai târguiți sau să căutați cea mai bună ofertă. Vărsător, echilibru și sânge rece. Sunteți pregătiți să luați o decizie importantă sau să faceți o alegere care ține de profesie, de locul de muncă, de o relocare eventual. Este bine să fiți atenți la semnalele corpului vostru legate de nevoia de hidratare sau poate că pielea și-ar dori o cremă, o mască. Pești, griji, emoții, amintiri, melancolie. V-ar prinde bine o convorbire telefonică sau, bineînțeles, să vă vedeți online cu cineva care a jucat cândva un rol important în viața voastră, colegi, prieteni, rude. Iar dacă aveți chestiuni importante de făcut, trebuie să vă înviorați, să vă concentrați. Să avem o zi bună! Să avem o zi, avem deja o zi bună! Am început.